Bună dimineața, eu sunt Lare și astăzi la noulea episod gaming. Să începem. Deci, prieteni, o să ajungem la al 10-lea episod de gaming. Și de acum vlog eu. Vă spun, le-am cumpărat un motor care era din anul 1960. Bun. Bun. Pun ușe. Nu uita să pun torțe. O să pun pat. Și tot nu te-ai supărat. Nu, noi pentru asta și ne-am dus ca să reparăm pe drum. Pasiunea lui pentru motociclete l-a făcut să-și vadă într-o zi moartea copii. Era 2 aprilie 2011. În timpul unei curse ilegale pe șosea, a suferit un grav accident rutier. Aici e un pat. Ei cred că deja cunosc totul despre acest motor, dar nu este adevărat. Și spun asta pentru că și că se uită și motocicliști care stau pe părinți. Deci le cumpără motociclete copiilor, că pentru că acel motor mi l-a cumpărat ca un student în Academie tare și nu puteam să le cumpăr. Deci trebuie să fii foarte pregătit. Eu acest lucru nu mi-a lipsit la momentul cele de față. Eu am participat în niște curse ilegale. Așa punem canapelele. Tolănii pe canapea, tolănii pe canapea. Tolănii pe podea, tolănii pe podea. Așa făcea la unchiul bunic de sine animate. La viteza de 280 m-am mutat în urmă, dacă nu. Și de pe un drum secundar în față dreaptă și l-am lovit direct. Nu uita să punem torțe multe. Medicii nu i-au dat nici o șansă de supraviețuire și au anunțat familia că fiul mai are de trăit doar câteva ore. Mai sunt 2 minute. Și așa vom face, se întâmplă. Gata. Dar așa, așa mai bărbat, dar pentru că... Prima perioadă am stat... Deci... Să pun torțe. Hai să punem torțe pe sus, că am... Deci, dacă e Minecraft demo, deci pune pauză și scrie comentariile ca să vă placă aplicația asta. Nu era disponibil pe Google Play decât... decât apu. Puteți folosi aceste. Deci, cu topor. O să faci noaptea. Nu bat. Dacă apare noaptea, vine monștri. Zombi. Este un
să îl învinge pe undeva. Să-l învingem. Se puizează bateria. O, vai de mine, vine zombie, mă. Cam atât a fost pentru astăzi. Sper că v-a plăcut. O să vă rog să vă apreciați videoclip și abonați-vă pe canalul meu. Vă pup pe data viitoare. La o lună de când ai ieșit din